Vârful Bihorul este cel mai înalt vârf din Munții Apuseni, având o altitudine de 1849 de metri. Datorită acestui fapt, aici a fost amplasat un releu de televiziune și telecomunicații, scrie arieșeni.ro. Ne aflăm la 1849 de metri altitudine, vârful Bihor, cel mai înalt vârf din Munții Apuseni. O diferență de altitudine de 900 de metri față de stațiunea Arieșeni. De acolo se ajunge foarte ușor, 30 de minute de mers cu mașina, iar din Alba Iulia faci aproximativ 2 ore și jumătate. Ceea ce vei găsi aici însă este un peisaj de bazm, cu un cer colorat parcă de un pictor. Vârful merită vizitat pentru că de sus aveți o priveliște spectaculoasă asupra Munților Apuseni, Văi Arieșului în județul Alba, iar în județul Bihor, în zilele clare, puteți vedea până în orașul Ștei, la 40 de kilometri distanță. Un alt motiv pentru care merită să urcați pe Bihorul este pentru a explora 2 etaje de vegetație, păduri de brad și molit și golul alpin, fiecare dintre acestea având vegetație specifică, aparte cu plante adaptate la mediul de viață. Pădurile și mai ales poienile și luminișurile acestora vin cu binecunoscutele fructe de pădure și ciupercile. Plecând din centrul stațiunii turistice Arieșeni, diferența de nivel față de vârful Bihorul este de 900 de metri. Astfel este destul de mult de urcat, un motiv în plus să faceți popasuri la fructe de pădure și pentru a admira peisajul și a face fotografii. În mijlocul verii, de la jumătatea lunii mai până spre sfârșitul lunii august, sus, pe creastă, întâlniți herghelii de cai. Caii moților ce au fost aduși aici la pășunat până moții termină de cosit și de adunat fânul de prin toate fânețele din poienile munților.